Domnul este cu noi. Aceasta înseamnă Emanuel și ferice de cei ce pot să spună astăzi că Domnul este cu noi. Dragii mei, în această seară, aici în casa Domnului, în Biserica Poarta Cerului, au venit oameni care vor să-L pe Domnul vorbind, nu așa? Asta este dorința dumneavoastră, și dorința mea este de asemenea să vorbească Domnul. Pentru că noi toți avem nevoie de cuvânt de la Domnul ca să ne fie de folos. Dacă am ascultat cuvântul unui om, nu este de mare folos, nu ne ajută mult. Dar atunci când Dumnezeu vorbește și oamenii ascultă, atunci Dumnezeu lucrează lucruri mărețe. Dacă mă uit spre pământ, nu pot să vă aduc vești bune. Decât uitându-mă spre pământ, spre răul de pe pământ, spre păcatul de pe pământ, nu pot să zic mai mult decât că pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar când mă uit în sus, spre Domnul. Vă voi spune cu bucurie că răsare soarele neprihănirii. Ce bine ar fi ca noi să ne facem bine socotelile, să vedem încotro să ne uităm. Și o seară ca și aceasta ne este dată de Dumnezeu ca să ne învețe să ne antrenăm privirea să se uite sus. Costache Ionid, omul lui Dumnezeu, care a stat în închisorile comuniste pentru credința lui, scria la un moment dat niște versuri pe care le-a pus în cântare și o cântare frumoasă, care zice în versurile ei așa, Nu jos, ci sus să-mi țin privirea, mereu spre cele dragi și noi, nu-i rău că noi trăim în lume, ci rău când lumea este în noi. Nu jos, ci sus. Nu jos, ci sus, ca să ajung cum vrea Isus. Dragii mei, în această seară, cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă să-l aduc înaintea dumneavoastră, se intitulează Când lumea trăiește în noi. Oare se poate să trăiască lumea în noi? Există un mare pericol pentru orice om trăitor pe acest pământ. Să lase lumea și dragostea de lume să-l stăpânească. Frații mei și surorile mele, recunoaștem noi cei de aici, mărturisim noi cei de aici că patria noastră este sus? Acolo vrem să ajungem, în patria de sus. Însă pentru aceasta, dragii mei, vă rog să primiți cuvântul din această seară ca un cuvânt de avertizare. Vrem să ajungem în patria de sus și pentru o vreme, Rătăcim pe pământul acesta, umblăm pe acest pământ și știți ce vrea să facă diavolul? Vrea să ne facă să iubim lumea așa de tare încât să nu ne mai putem dezlipi de ea. Există un mare pericol pentru orice om de pe pământul acesta, pentru orice copil al lui Dumnezeu. Este un mare pericol pentru noi toți, pentru mine și pentru dumneavoastră. Să lăsăm lumea să facă pui în inima și în mintea noastră. Este un cuvânt în cartea psalmilor, psalmul 137 mai precis, cu versetul 8 și 9. E un cuvânt greu rostit de psalmist. Dar uitați-vă ce zice el. Ah, fica Babilonului, referindu-se la Babilonul de altă dată și noi înțelegem prin Babilon lumea de astăzi. Ah, fiica Babilonului sortită pustirii. Ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Dragii mei, lumea caută să facă pui în noi. Mintea noastră să fie infectată ca să gândească lumește. Ori vă aduc aminte, noi suntem chemați să gândim nu lumește, ci creștinește. Să gândim dumnezeiește, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus, așa ne învață Scriptura. Însă omului Dumnezeu, psalmistul zice, când face fica Babilonului pui noi, este datoria noastră să scăpăm repede de ei. Ferice cine va lua pruncii fiicei Babilonului și va zdrobi de stâncă. Și aduceți-vă aminte ce spune Scriptura. Și stânca era Hristos. Noi avem nevoie să gândim ca și Hristos, să avem în noi gândul care era în Hristos. Am citit, a fost citit în această seară, cuvântul din Geneza 19 o amară lecție din viața familiei lui Lot, o lecție pe care, dacă o luăm în considerare, este ferice de noi. Dacă nu o luăm în considerare, e vai de noi. Pentru că pasajul acesta vine să ne pună înainte condiția unui om cunoscător de Dumnezeu, condiția unui om care s-a închinat împreună cu Avram la altarele pe care le-a zidit Avram, ne pune înainte condiția unui om care a auzit pe Avram vorbindu-i despre Dumnezeu și despre minunile lui Dumnezeu. Și care, totuși, vai, a ajuns atât de dramatic în mijlocul Sodomei. Și, dragii mei, ceea ce este trist este faptul că bietul lot. A trăit o dramă extraordinar de mare care ne este pusă înainte, nouă creștinilor, care suntem la poarta cerului astăzi. Drama aceasta ne spune că există pericolul, trăind în această lume, în această sodomă a vremilor de astăzi, există pericolul să ne infecteze lumea. Nu vedeți dumneavoastră ce se întâmplă în lume? Personal sunt dezgustat de ceea ce mi-e dat să văd. Acum o săptămână, pe opera din Timișoara, erau proiectate mesaje mari pro-homosexualitate, pro-sodomie. A fost îmbrăcată opera, locul acela de unde eram îndemnați în 89 să ne plecăm genunchiul și să ne rugăm. Și acum mesaje prosodomie sunt puse pe pereții operei. Nu vedeți dumneavoastră aceste parade gay care împânzesc lumea, această idolatrie modernă spre care aleargă atâția oameni și din păcate atâția tineri ajung să fie infectați de propaganda aceasta atât de toxică. Când mă uit spre lumea aceasta, zic din nou, N-am nicio altă veste decât că lumea și pământul cu tot ce este pe el va arde. Însă, dragii mei, în această seară suntem adunați la oaltă ca să învățăm să ne ferim de ceea ce ne poate duce în foc și în ardere. Ne-a pus Dumnezeu lecția aceasta lui Lot și a familiei lui în scriptură ca să învățăm ceva din ea. De altfel zice în Roman 15 cu 4, următoarele cuvinte sunt trecute aici. Cuvântul Domnului zice și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau scripturile să avem nădejde. De aceea scrie despre Lot și acest episod trist din viața lui, pentru învățătura noastră. Sau uitați-vă ce spune în 1 Corinteni 10 cu 11. De asemenea, un pasaj important menit să ne aduc aminte de ce avem astfel de texte în Scriptură. Aceste lucruri, zice Pavel în Corinteni, despre lucrurile Vechiului Testament, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Cineva a zis o vorbă deșteaptă. A zis așa, Cine nu învață din lecțiile istoriei, este condamnat să-i repete greșelile. Lot a greșit amarnic și a dus familia într-un pericol extraordinar și înspre pieire. Învățăm ceva din lecția lui? Dragii mei, iată Familia lui Lot este prezentată în această condiție tragică pentru că el, Lot, a lăsat Sodoma, adică lumea, să-și pună sămânța păcătoasă în casa lui și în familia lui. Ce se întâmplă când Sodoma, când Babilonul, când lumea începe să trăiască în noi? Când începe să pătrundă lumea în noi, și am spus mesajul acesta, se dorește a fi o avertizare pentru toți copiii lui Dumnezeu. Când începe să pătrundă lumea în inimile noastre, știți ce se întâmplă? Pleacă de acolo Domnul. Domnul nu coabitează cu sistemul lumesc. Tocmai de aceea vreau să vă chem astăzi, frații mei, surorile mele, prieteni dragi. Veniți să înțelegem chemarea lui Dumnezeu pentru noi, să ne păstrăm neîntinați de lume. Doamne, ajută-ne la aceasta. Când lumea începe să pătrundă în noi, și când zic lume, înțeleg sistemul păcătos al lumii acesteia, când începe să ne placă ce place lumii, când începem să căutăm ce caută lumea, suntem într-un pericol extraordinar de mare. cât pentru voi copii ai lui Dumnezeu, eu zic așa, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Când căutăm lucrurile lumii acesteia, suntem într-un mare pericol. Și uitați-vă ce se întâmplă. Poți să-ți dai seama dacă vrei. Am să prezint în această seară câteva lucruri pe care le face lumea când de noi. Știți ce face? Ne deposedează de tot ceea ce este valoros. Când intră lumea în noi, începe să dispară ceea ce este bun și valoros lăsat din partea Domnului în viața noastră. Am să vă prezint niște simptome grave care vorbesc despre pătrunderea lumii în viața noastră, în casa noastră, în familia noastră. Ați fost atenți la ceea ce s-a citit din Scriptură? Au fost multe lucruri și se poate vorbi despre multe dintre cele ce au fost citite aici. Dar pe mine, în primul rând, m-a marcat un lucru. Spune la versetul 14, Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, zis el, și ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Și știți ce spune în continuare? Dar ginerii lui credeau că glumește. Când începe lumea să pătrundă în noi, dispare respectul pentru părinți. Uitați-vă în societatea contemporană și vedeți cât de aproape este sfârșitul tuturor lucrurilor. Când dispare respectul pentru părinți, uitați-vă la ginerii lui Lot. Nu l-au luat în serios pe tata Socru. Știți ce s-a întâmplat? Au pierit în câteva ceasuri după ce au arătat dispreț pentru tata socru. În câteva ceasuri au pierit. Mi-am zis, Doamne, ce diferență este între familia lui Lot și familia lui Noe. Amândoi știau despre pedeapsa Domnului care va veni peste lume. Lot N-a putut să-și scape casa și familia. Noe a reușit ca el și toți ai lui să intre în corabie. Care e diferența între ei? Despre Noe scrie scriptura, Noe umbla cu Dumnezeu. Lot scrie despre el că stătea la porțile Sodomei, despre Lot scrie că se adresa, dacă ați auzit chiar în textul din această seară, se adresa cetățenilor din Sodoma, oamenilor acelor astricați și zicea, fraților, fraților, Lot era înfrățit cu ăștia. E așa de trist să vezi că atunci când Sodoma stăpânește viața cuiva, dispare respectul pentru părinți respectul pentru cei în vârstă. Ajung cei în vârstă să fie ridiculizați. Este ridiculizat sfatul celor în vârstă. Cei în vârstă ajung să fie priviți cu dispreț ca oameni care nu înțeleg cum merg lucrurile în vremea de acum. Câtă naivitate. Tata nu știe cum e azi. Mama nu știe cum e astăzi. Tata s-au schimbat lucrurile, știu că s-au schimbat. Însă a rămas în picioare cuvântul care zice să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. E foarte trist să vezi că atunci când lumea începe să pună stăpânire pe viața cuiva, începe să dispare respectul față de părinți, față de cei în vârstă. Frați și surori, prieteni dragi, vă rog din suflet să mă înțelegeți, din toată inima doresc ca toți cei ce sunteți aici și nu numai voi, toți ai voștri să ajungem în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Însă vă rog, nu ne priviți cu dispreț dacă facem ceea ce face de altfel Scriptura și Apostolul altă dată se adresează tinerilor și le spune tinerilor cum trebuie să trăiască. Să nu credeți că venim de pe altă planetă. Suntem de aici. Am trecut pe acolo pe unde sunteți voi. Am umblat pe aceleași cărări. Am făcut și noi greșeli din care slăvit să fie Domnul ne-a ridicat și ne-a întărit. Însă vă rugăm fierbinte, uitați-vă dacă nu cumva a dispărut respectul pentru părinți, pentru cei în vârstă, uitați-vă, aceasta este o dovadă a faptului că a început lumea să pună stăpânire pe tine. Ce repede au pierit ginerii lui Lot, disprețuind sfatul celui în vârstă. O, scriptura este foarte clară. Vă rog să mă ascultați, nu sunt pasaje anacronice, sunt pasaje din Scriptură și Scriptura rămâne în picioare. Știți ce spunea Domnul lui Israel altă dată, În Levitic 20 cu 9, dacă un om oarecare care pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea, a blestemat pe tatăl său, pe mama sa, sângele lui să cadă asupra lui. Vedeți cât de aspră era legea lui Dumnezeu cu privire la respectul pentru cei în vârstă, respectul pentru părinți? Sau dacă mergem mai departe în Noul Testament și ne uităm în Epistola către Efeseni, la capitolul 6, versetul 1, 2, 3, uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Dragi tineri, Vă rog să vă verificați. Știu că aveți școli. Știu că sunteți oameni pregătiți. Dar vă chem astăzi în numele Domnului Isus Hristos. Înțelegeți că, dincolo de pregătirea și de școlile voastre, rămâne un lucru important de pe paginile Scripturilor. Care trebuie să stea în picioare în viața oricărui tânăr, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Iată că, bietul Lot n-a știut să cultive lucrurile acestea în familia lui. A lăsat să pătrundă sodoma în inima celor dragi ai lui și au început să râdă de el. Au început să creadă că glumește. Probabil că Lot era obișnuit cu gluma și atunci când vorbea despre lucrurile sfinte, glumea și nu l-au luat în serios. Așadar, un prim simptom al potopului lumii peste viața celor credincioși este dispariția respectului pentru părinți. Dar nu numai atât. Știți ce mai dispare atunci când pătrunde lumea în viața noastră? Dispare puterea de a fugi de păcat. Nu mai ai putere să fugi de păcat. Uitați-vă, Versetele 15 și 16 din textul citit spun așa, Geneza 19 cu 15 și 16. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de lot zicând, scoală-te, ia nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia i-au apucat de mână pe ei, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe, i-au scos și i-au lăsat afară din cetate să vină Îngerul Domnului și să-ți spună ieși și să nu fii în stare să ieși. Știți de ce? Când a pătruns lumea în viața ta, în familia ta, nu mai ai capacitatea de a fugi de păcat. Și aș vrea astăzi, dragii mei, să înțelegem uitându-ne la lot, le venea greu să plece de acolo, cu toate că lăsau în spate nelegiuirea, cu toate că lăsau în spate mizeria aceea. Gândiți-vă ce s-a întâmplat la casa lui Lot. Luați în considerare lucrul acesta, să vină sodomiții peste casa lui Lot, să zică scoate afară musafirii pe care îi ai, pentru că vrem să păcătuim. Și totuși le venea greu să iasă de acolo. Frați și surori, vreau să vă chem astăzi să înțelegeți că noi, da, suntem chemați să-L iubim pe Dumnezeu dar în aceeași măsură suntem chemați să urâm păcatul. Mai puteți să ziceți amin la asta? Suntem chemați să urâm păcatul. Când nu urăși păcatul, ești într-un mare pericol. Creștinii sunt datori să fugă de păcat. Știți că Scriptura, tocmai termenul acesta îl folosește când e vorba despre păcat, ne cheamă să fugim de el, să nu stăm în preajma lui, să nu cochetăm cu păcatul, să fugim de păcat. De exemplu, când e vorba despre păcatele sexuale, de imoralitatea sexuală, știți ce spune Scriptura? Scrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6 cu 18. Fugiți de curvie! Asta ce înseamnă? Cine nu știe ce înseamnă să fugi? E cineva care nu știe ce înseamnă să fugi? Toți știm ce înseamnă să fugi. Alergi de nu mai vezi nimic în spate. Asta înseamnă. Când este vorba despre păcatul acesta al imoralității sexuale, creștinul este dator să fugă, dar vai, când a pătruns lumea în creștin, nu mai e în stare să fugă. Nu mai are puterea să fugă de păcat. De asemenea, când e vorba de idolatrie, care este iarăși un păcat foarte grav, Gândiți-vă dumneavoastră la ceea ce se întâmplă în lumea contemporană. Aceste parade gay mi îmi seamănă foarte mult cu demonstrațiile de altă dată ale prorocilor lui Bal, idolatrii prorocia lui Bal în timpul lui Ahab, care făceau tot ce le stă în putință să-l promoveze pe Bal, până când a ridicat Dumnezeu un om, pe prorocul Ilie, care s-a ridicat pe munte și prin Ilie Dumnezeu a demonstrat că Domnul este adevăratul Dumnezeu. Până atunci își fac de cap, ne cu ceea ce se întâmplă în Israel în vremea de acum, dar nu ne-am frământat când în Israel erau parade gay cum nu erau în altă parte în lumea aceasta. Uitați-vă în istoria lui Israel. Când nelegiuirea lui Israel a ajuns la culme, Dumnezeu a venit cu nuiaua lui. A venit cu nuiaua și a pedepsit. Și a dus în robie și a făcut una și alta. De aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem că trăim vremuri cumplite, pe când Scriptura ne spune foarte clar să fugim de idoli. Uitați-vă, 1 Corinteni 10 cu 14 spune în termen cât se poate declari cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Și încă ceva. Știți că și de iubirea de bani ni se spune să fugim? Că și asta, va ce ușor ne prinde. Zice în 1 Timotei 6, cu 10 și 11, așa cuvântul lui Dumnezeu, că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea. Evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Bun e Domnul care ne învață să fugim. Sunt lucruri cu care nu poți să cochetezi. Stai în locul unde este curvie, vei ajunge să curvești. Dacă stai în locul unde este idolatrie, vei ajunge idolatru. Dacă stai și te joci cu iubirea de bani, s-ar putea să te stăpânească și să devii lacom și să devii un om care cauți lucrurile care pierd. Dragi tineri, știți că și de poftele tinereții trebuie să fugim? Pune-te, rog, pe ecran 2 Timotei 2 cu 22. Toți cei ce se cred tineri aici, vă rog să-l citiți cu voce tare. Ce să zic, slab glasul tineresc. Haideți, încă o dată. Fugi? Amin, de poftele tinereții, trebuie să fugim. De altfel, Scriptura spune foarte clar cum trebuie să ne raportăm la lume. Vă rog să mă înțelegeți, zice în Iacov la capitolul 4 cu versetul 4, un cuvânt dur care ne arată cum să ne raportăm la lume, nu cochetând cu lumea, zice suflete preacurvare, le spune celor ce cochetează cu lumea, vor să fie și cu Dumnezeu și cu lumea, suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Este foarte ciudat să vezi astăzi oameni care spun creștini și care se desprind așa de greu de lume. Nu se pot rupe de lume. Ce-ți poate da lumea creștine? Știi ce-ți poate da lumea? O sândire. Condamnare. O sândire. Uitați-vă în romani, la capitolul 8 cu versetul 1 ce spune cuvântul lui Dumnezeu pentru cei ce se desprind de lume. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Lumea te duce la o sândă. Hristos te scoate de sub osândă. Ce-ți dă lumea? Te duce la pedeapsă veșnică. Asta îți poate da lumea. Pedeapsa veșnică uitați-vă în Matei 25 cu versetul 46 ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Nu pot și cu lumea și cu Dumnezeu. Dumnezeu este viață veșnică, lumea înseamnă pedeapsa veșnică. O consecințe grave ți aduce prietenia cu lumea. Galaten 6 cu 7, în termeni foarte clar și vehemenți, spune Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie badrocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Nu e ciudat să vezi că atunci când pătrunde lumea, te deposedează de respectul pentru părinți, te deposedează de puterea de a fugi de păcat. Și apoi încă ceva. Când de lumea în viața ta, dispare credința și vine frica. Ori noi suntem chemați să trăim prin credință, noi zicem viață de credință, noi de credință trebuie să fim plini, plini de credință. Dar așa se întâmplă, uitați-vă la bietul Lot. L-au scos îngerii afară din Sodoma, dar n-a mai avut credință nici să creadă că poate să ajungă la munte. Adică l-au scos îngerii afară te țin îngerii Domnului de mână, te-au scos până afară și el zicea, dar mă tem că nu pot să ajung la munte, lasă-ne să ajungem numai în cetatea asta, Cruce, cetatea asta, de ce? Se temea că o să moară, nu se să să ajungă până la munte. Zice versetul 17, după ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine păstrând în -mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Bietul Lot, când pătrunde lumea în viața noastră, ea vine cu ale ei și frica nu este de la Dumnezeu. Știți de unde vine frica? Uitați-vă ce spune Scriptura în 2 Timotei 1 cu 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste, de chipzuință. Asta ne dă Dumnezeu. Frica vine din lume. De la lucrurile lumii acesteia, Sodoma i-a umplut inima de frică, bietul lot. Ajung atâția oameni. Să tremure de frică ei care se încredea un Domnul cândva, ajung să tremure de frică, că nu mă vor accepta cei din jur, nu mă vor accepta colegii, nu mă vor accepta ceilalți sau cutare, nu-i va plăcea șefului de mine, nu-i va plăcea cutărui om de mine, dacă eu sunt un om credincios. Dragii mei, vă rog fierbinte să luați în calcul în modul cel mai serios faptul că atunci când pătrunde lumea în viața noastră, în locul credinței, apare frica. Trăim într-o lume în care frică este din belșug. N-a fost veac în care anxietățile și depresiile anxioase să fie mai la ele acasă, ca în veacul acesta. Tocmai de aceea, dragii mei, vă chem, veniți într-o seară ca și aceasta, să ne dăruim mai mult Domnului. Să zicem, Doamne, ce câștigam eu că voi lăsa lumea să pătrundă în inima mea, în viața mea, în familia mea, în casa mea? Ce câștigam din asta? Îmi pierd credința și vine frica peste mine. Eu stau de vorbă cu mulți oameni și mi-e dat să aud mărturisirile lor despre temerile și fricile. Care e apasă, e cumplit. Și tot încep. Atunci când lași să pătrundă lumea și gândurile ei și frământările ei în viața ta. Fugiți de lume. Știți ce se mai întâmplă când vine lumea în viața noastră? Dispare dragostea pentru cer. Ajung creștinii, îi pun între ghilimele pe creștinii ăștia, ajung creștinii aceștia să iubească pământul mai mult decât cerul. Era o întâmplare, care a fost o întâmplare reală pe, vremuri, pe vremea regimului comunist. Foarte mulți treceau granița. Pe aici, prin zona aceasta a Banatului, treceau la Sârbi treceau în Iugoslavia de altă dată, în Serbia de astăzi, fugeau și când ajungeau acolo, fiecare își găsea scuzele lui și motivele lui, îi puneau într-un lagăr pe cei pe care nu îi dădeau înapoi la tovare și grăniceri. Îi puneau într-un lagăr acolo și acolo începeau să le facă acte pentru plecarea în Occident, în țările unde și-au dorit oamenii să ajungă. Și e foarte interesant, foarte mulți căutau tot felul de motive, unii că ei persecutați, unii că așa. Și foarte mulți veneau cu varianta asta. Suntem pocăiți. Și pentru că suntem pocăiți, avem de suferit, că ne persecută, nu avem așa și așa. Și oamenii primeau acolo în lagăr și stăteau în lagăr. Țin minte un cunoscut de-al meu pe care, care a ajuns acolo și a ajuns încă de vreme, era minor, și a zis că e pocăit și de-aia a plecat el din România și l-a pus cineva de acolo, a zis, n a fă o rugăciune, dar asta știa să se roage, că a crescut într-o familie unde se rugau. A tras o rugăciune acolo încât a zis, gata, ești calificat. <laughs> ei bine, în lagărul acela s-a întâmplat odată un lucru. S-a făcut într-o zi de duminică un lucru interesant. Au venit la ei și a zis, astăzi e duminică, uh, aveți ocazia să vă relaxați, să vă simțiți mai bine. Cei ce vreți să mergeți la biserică, puteți să mergeți la biserică. Dacă vreți unii să mergeți la meci, puteți să mergeți la un meci. Uitați-vă aici, în fața clădirii noastre, au venit două autobuze. Primul se duce la biserică, al doilea se duce la stadion. Cum vreți să vă petreceți duminica? Ei nu știau săraci că era un test. Și s-au dus, au fost unii care s-au dus în autobuzul ăla Care mergea la biserică, în primul autobuz Dar s-au înghesuit ceilalți la meci Și autobuzele acelea știți cum erau Veneau și își închideau ușa Cu ar comprimat Și autobuzul ăla Care cică ducea la meci I-au dus la meci cu Cu grănicerii români I-au adus peste graniță și i-au predat Pentru că și-au dat seama că oamenii aceia Spuneau doar că îl iubesc pe Dumnezeu în realitate, ei iubeau mai mult decât pe Dumnezeu, iubeau mersul la meci. Ei, dragii mei, e o adevărată dramă să știi că sunt astăzi creștini care iubesc pământul mai mult decât cerul. Când iubești lumea, atenție, lumea te păcălește, ajungi să fii cu privirea înapoi, nu înainte. Și tu zici că te duci înainte, tu te duci spre cer, în urmă lumea, înainte cerul, cântăm și zicem frumos. Dar ia uitați-vă la doamna Lot. Așa mergea și ea. Zicea că se duce spre țoar, că ea se duce spre munte ca să scape, dar s-a dus tot uitându-se înapoi și a rămas la mijlocul drumului. Înțepenită, s-a prefăcut în stâlp de sare. Dragii mei, când ajunge lumea să pătrundă în viața ta, dispare dragostea pentru cer. Este un cuvânt în scriptură pe care nu pot să nu-l pun înaintea dumneavoastră. Nu se poate să nu-l citim împreună. E 1 Ioan, capitolul 2, versetele 15, 16 și 17. Haideți să citim împreună cuvântul acesta. Nu iubiți lumea! nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Amin. Când pătrunde lumea, dispare dragostea pentru cer, dar mai spun ceva, știți că dispare și dragostea pentru sfințenie? Nu-ți mai place să trăiești în sfințenie, nu te mai frămânți de felul în care trăiești, pentru că imoralitatea lumii începe să devină întâi acceptabilă, începi să accepti, așa e lumea. devine întâi acceptabilă imoralitatea lumii și după aceea devine un mod de viață și pentru tine. Avea întemeietorul oastei Domnului, părintele Iosif Trifa, avea el niște ilustrații pe care le folosea la predică și una dintre ilustrațiile pe care le prezenta el se numea câinele fierarului și descria el ce se întâmpla cu câinele acestea când fierarul bătea pe Nicovală, ieșau scântei, câinele ăla stătea la cât de departe putea. Fugea și schelălăia și fugea în toate părțile. Dar încetul cu încetul s-a obișnuit și cu zgomotul Nicovalei și al ciocanului. Încetul cu încetul s-a obișnuit cu scânteile și la un moment dat cineva s-a dus acolo în atelierul fierarului și ăla bătea cu barosul pe fier înroșit, scântei și așa mai departe, toate se împrășteau și câinele stătea liniștit acolo Și dacă chiar venea o scânteie mai fierbinte Așa îi tremura blana numai o dată Dar nici nu se trezea din somn Îl întreba cum e câinele ăsta Cum e cu el Zice, Dacă l-ai fi văzut tu Atunci când l-am adus aici Ce s-a întâmplat? S-a obișnuit S-a obișnuit cu asta Vedeți ce lucru trist Să știi că Te obișnuiești cu lumea Întâi accepti modul ei de a fi, devine imoralitatea lumii acceptabilă, și după aceea începi să faci din ea un mod de viață. N-am mai citit din scriptură, dar citiți acasă restul capitolului și veți vedea ce s-a întâmplat. Lot a ieșit din Sodoma, a ajuns numai el și cele două fete ale lui. Dar Sodoma era în iehi în toți. I-a scăpat Domnul, dar au ieșit cu Sodomă cu toți, cu Sodomă cu tot în inimă, pentru că acolo ajuns în țoar, fetele l-au îndemnat să bea. Și Lot n-a zis, eu nu beau, că numai sodomiții beau, nu? A băut Lot, de aceea nu-l scuzăm nici pe Lot. Lot s-a compromis, a băut ca cei din Sodoma, fetele lui, au comis păcatul incestului, ca cei din Sodoma, au făcut toate lucrurile acestea. A ajuns Sodoma, atenție, să fie distrusă, dar ea a rămas vie în inima fetelor lui Lot și în inima lui Lot. O ce bine zice cuvântul Domnului, 1 Corinteni, 15 cu 33 nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Frați și surori, tineri dragi, haideți să ne mai uităm la două versete din Scriptură. În proverbe la capitolul 6, versetele 27 și 28. Poate ne dă de gândit. Ia uitați-vă, poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Ce părere aveți? Poate? Sau poate merge cineva pe cărbune aprins fără să-i ardă picioarele? Ce ziceți, poate? Vezi, zice, fachirie aia, să credeți dumneavoastră, ales s fachirisme numai. E bine, dragii mei, nu poți să iei foc în sân, nu te poți juca cu păcatul fă, crezând că nu ți se întâmplă nimic, zicând, a, e numai o dată, numai acum se întâmplă. Lumea și anturajele ei te infectează și te infectează cu atâta ușurință frați și surori, tineri dragi, hrana pe care ți-o dă lumea e gunoi. Gunoi. Și ce păcat că nu suntem sensibili la lucrurile acestea. Trăim într-o lume infectată care caută să ne infecteze. Și vreau astăzi să vă ajut să înțelegeți. Domnul Iisus se ruga pentru oameni ca și noi, pentru ucenicii Lui. Și a zis așa, nu te rog să iei din lume, ci, ci să-i păzești de cel rău. Dragii mei, e datoria noastră să lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu atunci când ne avertizează și ne spune stai, asta nu-i pentru tine, asta este păcat. Fugi în lături. Depărtează-te de lucrurile acestea. Nu te juca. Să nu te joci cu lumea și cu păcatul. În Osea, la capitolul 8, cu versetul 7, uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului, fiindcă au semănat vânt vor se cera furtună. Nu se poate să te joci cu lumea. Semen lume, vei culege pe deapsă veșnică. Dragii mei, ne-a așezat Dumnezeu în această lume. Însă, noi da, suntem chemați să trăim în lume, dar lumea nu trebuie să trăiască în noi. De aceea, astăzi, dragii mei, e o seară crucială seara aceasta. Spun o seară crucială, pentru că în seara aceasta Dumnezeu a vrut să ne avertizeze pe fiecare dintre noi. Să ne spune că atunci când lumea trăiește în noi, ea ne deposedează de toate valorile care pot să existe în viața noastră, ne trezim că lumea ne deposedează de adevăratele valori, ne trezim că dispare respectul pentru părinți, ne trezim că dispare puterea de a fugi de păcat, dispare credința și vine frica în locul ei, dispare dragostea pentru cer, dispare dragostea pentru sfințenie. Unde vrei să ajungi? Eu vreau să te chem în modul cel mai serios astăzi. Dragul meu, de vrei să ajungi în Raiul Lui Dumnezeu, fă ceea ce de altfel am făcut în timpul de închinare. Ați fost atenți la mesajul cântărilor de la timpul de închinare și laudă? Mesajul acesta ne chema să fim întru, totului, întru totul ai Domnului să fim mai Lui cu tot ce suntem, cu viața noastră, cu ființa noastră. Asta vrea Dumnezeu de la noi, să fim mai Lui. De crezi că poți să fii și al Domnului și al lumii, te voi dezamăgi în această seară. Pentru că iau Cartea Sfântă și o ridic ca mărturie în sus și spun că nu este nicio legătură între întuneric și lumină. Nici una. De altfel, Dumnezeu, când a intervenit în istorie, primul lucru pe care l-a făcut a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a zis să fie lumină, ce-i lumină-i lumină, lumină ce întuneric-e întuneric. Creștine ai secolului 21, vă chem fierbinte astăzi și mă rog Domnului ca glasul meu să se audă până departe, să auziți voi, să audă cei din casele voastre. Nu e vremea în care să cochetăm cu Sodoma. Nu e vremea în care să cochetăm cu lumea. Nu mai este vremea în care să stăm și să ne jucăm cu păcatul. E vremea să ne oprim pe loc și să zicem, Doamne, vrem să fim cu totul, totului, tot ai tăi, Doamne. Și nimic din noi să nu fie al lumii. Pentru că lumea aceasta ne deposedează de tot ce e valoros și ne vom trezi goi la un moment dat. Și vom zice, Doamne, n-am fost noi între cei ce te-au așteptat, că au fost zece fecioare care l-au așteptat toate pe mire să vină, dar numai cinci dintre ele au ajuns să intre în odaia ospățului. De ce numai cinci? Celorlalte le-a fost luat unde lemnul, le-au fost luate resursele, s-au dus resursele, Dumnezeu, creștine, ți-a dat resurse spirituale nebănuite. Dumnezeu ți-a dat Duhul Sfânt, lasă-l pe Duhul Sfânt să-ți vorbească. Atunci când te apropii de un loc al păcatului, lasă-l pe Duhul Sfânt să te mustre, lasă conștiința ta condusă de Dumnezeu să te mustre și să zici, locul acesta nu este pentru mine, lucrurile acestea nu sunt pentru mine. Sunt așa de îndurerat când văd atâția oameni care încearcă să amestece biserica cu lumea și vin și aici ca acolo și se duc de aici și sunt ca acolo, e dureros. Ca și cum noi am putea să trăim în două feluri. Să avem față de biserică, față bisericească și față de mol. Nu, dragii mei, ascultați-mă bine noi trebuie să fim copii ai lui Dumnezeu și ziua și noaptea. Copiii lui Dumnezeu în biserică, copiii lui Dumnezeu în mol, copiii lui Dumnezeu în orice loc și departe și aproape dacă suntem, trebuie să fim copiii lui Dumnezeu. Când lumea pătrunde în noi, trăim cea mai mare dramă. De aceea, creștini din secolul 21 vă chem în numele Domnului Isus Hristos, învățați să deosebiți, să discerneți ce e rău de ce e bine. Și v-am adus cuvântul acesta din partea Domnului. cu o nădejde. Cu nădejde, dacă vor fi astăzi oameni aici care se vor opri pe loc și vor zice, Doamne, m-am înșelat încercând să cred că pot să mă duc cu picioarele în două luntri, în două bărci, praf te faci, praf te faci. De aceea îmi închei cuvântul zicând, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții. Nu vă jucați cu pocăința. Veniți să fim mai Domnului în fiecare zi a vieții noastre. Veniți să îndepărtăm de la noi lucrurile lumii, gândirea lumească, faptele lumei și să le îndepărtăm de la noi și să trăim ca fii luminii. Doamne ajută-ne la aceasta! Amen.